timp de o săptămână, în perioada 11-16 iulie, la Câmpul Lung s-a derulat proiectul Erasmus, folclorul unește națiuni. Adolescenți și tineri între 13 și 30 de ani din Turcia și Grecia au sosit în municipiul Câmpul Lung pentru a participa la acest proiect. Proiectul a fost câștigat de Agenția Națională din Turcia, iar coordonatoarea proiectului este Hilard Doghiu, prezentă în Mușcel împreună cu dansatori din Țara Semilunei. La Centrul Multicultural Nicu Hagi de la Apasărată a avut loc încheierea acestui proiect, iar dansatorii din țările participante, Grecia, Turcia și România, au prezentat ceea ce au învățat. Practic, câte două dansuri populare din fiecare țară. În deschidere au susținut un moment artistic tinerii talentați din Câmpul Lung. În acest proiect Erasmus se promovează în primul rând identitatea națională a fiecărei țări în parte și totodată s-au legat strânse prietenii între participanți. Proiectul unește copii cu vârste cuprinse între 13 și 30 de ani, fiind un proiect pe tineret, nu pe școli, este proiectul Asociației doamnei Andreea Săvescu, Asociația Edu Action din partea României. Copiii vor să promoveze identitatea națională prin cunoașterea mai aprofundată a portului românesc, a dansurilor populare, output-ul proiectului fiind învățarea a două dansuri grecești, două dansuri turcești și două dansuri populare românești în aceste câteva zile și spectacolul final asta va prezenta alături de alte cântece populare românești. Proiectul a fost implementat prin asociația Edu Action, care a pus la dispoziție toată logistica desfășurării acestui proiect. Bucuria pe care o avem de a ne întâlni cu asociații din Grecia și din Turcia și de a-i cunoaște pe tinerii noștri, să știți că la nivel local avem câteva parteneriate importante, în primul rând cu Casa de Cultură Tudor Mușatescu, care ne-a sprijinit foarte mult și cu care împărtășim aceeași dragoste pentru folclor, pentru dansuri, pentru și încercăm să ducem mai departe tradițiile și dansurile românești. Și mulțumesc pe această cale domnului director Iana. De asemenea, ne-am bucurat de sprijinul Școlii Generale Nanu Mușcel. Domnul director Călcâi ne-a pus la dispoziție sala de sport în care copiii au repetat și a fost mare, mare lucru și este și dumnealui prezent astăzi și îi mulțumim. Și doamnei director Alina Avram. Este în localitate, dar
prin dumnei s-au realizat și parteneriatele. Mulțumim și Fundației Nicu Hagi, care ne primește astăzi în acest loc deosebit și care de atâtea ori primește spectacole culturale legate de folclorul balcanic și de cultura noastră muntenească. Am descoperit multe cuvinte pe care le avem împreună, deci un limbaj comun și ne bucurăm împreună. Șederea la Câmpul Lung a fost de bun augur pentru toți participanții și totodată s-a născut ideea ca viitorul proiect să fie unul lingvistic pentru a demonstra că și cuvintele dintr-o limbă ne pot uni.